pălătorie din centrul capitalei. La câteva sute de metri e clădirea guvernului. Nu știu ce spală ei de ajunge apa murdară în drum, dar asta nu-i sănătos. Că apa asta murdară se usucă, se transformă în praf și intră în plămânii noștri. Și nu-i prima oară când văd spălătoria asta făcând așa ceva. Strada Buzești. Ar trebui să-i vadă poliția locală, garda de mediu, poliția națională și să reacționeze.